Am aflat lucruri extraordinar de interesante despre Dumnezeu, Creatorul. Dar el este ultima etapă de dezvoltare a Universului, Universul inteligent și sensibil. Aș vrea să vedem un pic mai îndeaproape cum arată, de fapt, Universul inteligent și sensibil. Pe de-o parte, l-am văzut, dar cum arată Universul anterior, din care s-a născut? Universul anterior din care s-a născut, care are cu totul și cu totul alte valori. El se regenerează în permanență. Bun. Am putea spune că s-a născut din haos? Universul inteligent sensibil? Nu. Tot dintr-un spațiu ordonat. Cine l-a ordonat? N-avem niciun fel de date, niciun fel de percepții, ne depășește categoric. Știm, de exemplu, că energia neagră este și materia neagră este la baza energiei și materiei albe. Deci este o ierarhie mai adâncă pe care nu o cunoaștem. Să ne uităm un picuț să vedem ce s-a întâmplat și cum de s-a întâmplat. Vedeți, ceea ce vedem aici este un stadiu intermediar în care în acest proces s-au separat apele. Ne arată în Geneză. În Geneză, zice, la început a fost lumina. Astea sunt lumina. Astea sunt particula. Lumina și particula le găsesc în același context. Acum, Geneza are două capitole diferite. Cea care se referă la Dumnezeu, unde începe cu la început a fost cuvântul, iar celălalt cu la început a fost lumina. Iar ce vedem aici e principiul de nedeterminare a lui Heisenberg, în care se spune foarte clar, particula și spațiul finit n-au apărut la fel ca lumina și oglinda. Lumina și oglinda sunt caracteristice vieții. Vieții. Dar Dumnezeu a apărut peste viață. Da, e formidabil să vedem ce a fost înainte de această apariție. Vă să zic că la începutului, lumină, particulă, spațiu finit. Ceea ce este colosal este că începutul a fost euclidian. Dacă ne uităm un pic, vedem axiomele lui Euclid, paralelismul, triunghiul, paralele date de o secantă, concurența. Pe parcurs s-au separat apele și am obținut foarte multe fenomene interesante care sunt deosebite și pe care le putem vedea din aproape în aproape. Vedeți? Ăsta sunt aspectele Universului
în transformare. Acestea ne dau spirale care vin din numele lui Fibonacci, legile fizicii, care înseamnă electromagnetism, interacții slabe. Vedem? Acesta, de ele vorba. Gravitația și interacțiile tari la particulă spațiu finit. Gravitația și interacțiile tari. Nimeni nu a reușit până acum să descifreze aceste taine, să lege fizica de matematică nu o legăm de matematică nici acum. Pentru că și lui Fibonacci nu-l putem caracteriza prin ecuații. Ce încercăm noi totdeauna prin fizică sunt aproximări. Aici este Big Bang, Big Crunch. Interacțiile slabe și gravitația. Și am ajuns aici, unde vă arătam înainte, în care este fenomenal să vedem cum funcționează lucrurile. Da? Ia priviți. Priviți. Nu se amestecă niciodată apele când ceva este foarte bine organizat, dincolo nu se mai vede bine organizarea. Dar, pe de altă parte, dacă schimb sensurile, partea care înainte era dezorganizată devine organizată, iar cealaltă nu mai poate fi caracterizată. Cel puțin până acum nu putea fi caracterizată. Este uluitor. Deci am avut odată genomul Universului, care genom al Universului, vedem cum arată, apoi ne-a dus din aproape în aproape la electromagnetism, la Big Bang, Big Crunch, mare explozie, la gravitație și la alte fenomene. După care am dat de principiul lui Heisenberg. Apar transformările geometrice, rotațiile în genul Universului. Dar ne uităm aici. Vedeți cum se transformă o diagramă unicursală obișnuită. Atenție, diagramă unicursală deosebită. Capătă alte forme. Aici am luat o singură formă, dar ele sunt mai multe. Aici avem un comportament elastic. Numărul de particule descoperit prin fractale algebrici este 216. Cum au apărut particulele din coliziuni? Ce fel de interacție au avut loc? Interacțiile slabe. Apariția quarcilor, care mențin nucleul împreună. Deci crearea materiei. Apare gravitația. Dacă rotăm în șase dimensiuni,
This pattern matches our best current knowledge of how nature is built at the time scale. Cum a fost creată natura la scară mică. Deci vedem frumusețea extraordinară acestor structuri. Fabulos! Deci asta a pornit de la o rupere de simetrie. Deci la un moment dat, acest univers și-a rupt simetria și-a creat altceva. Asta i-a permis să scoată foarte, foarte multe noi proprietăți. Da, găsim gapuri, deci particule care lipsesc. Ceea ce înseamnă crearea de noi particule care nu au fost văzute niciodată, care nu au aceleași proprietăți ca restul. Vedem din nou alte particule care apar. A doua și a treia generație de materie. Vedeți un lucru interesant. Totuși se păstrează tot timpul logica trivalentă. Avem peste tot trialitatea. Ne dă fațete, ne dă extraordinar de multe aspecte noi. Rotim, vedem altceva. De fiecare dată avem altă perspectivă și uitați-vă aici. Numărul total de particule obținut de Gerard Lissy este, ghiciți? 216, cât apare și prin acest model pe care vi l-am arătat înainte, da? Care pleacă de la multivers, de la genomul universului, mai precis. Universul nostru inteligent și sensibil, webul cosmic, dacă ne uităm în mitologie, este Cronos, care și-a înghițit copiii, dar care acționează și asupra noastră, la nivel biologic, dându-ne structura neuronală și firul Fibonacci. Vedeți cum arată? Arată destul de spectaculos. Foarte ușor. Adaug. 1 și cu 1 fac 2. 2 și cu 1 dinainte fac 3. 3 cu 2 fac 5. 3 cu 5 fac 8. Da? Și le văd din aproape în aproape. 5 cu 8 fac 13. 8 cu 13, 21. Unde descoperim noi aceste pattern-uri? Ia uite, le găsim în flori, aici găsim și cum se formează, pentru că se împrăștie peste tot, deci până la flori, până la melci, la nautiliuș, uitați-vă bine, până la galaxii și până la genom. V-ați imaginat vreodată că informația genomică pe care noi o avem este cosmică? Este cosmică. Există o metamorfoză permanentă. Noi ne gândim că timpul este clar și fix. Nu e adevărat. Măsurătoarea noastră liniară nu face 2 bani. Absolut nu face 2 bani.
Unde e problema principală? Problema principală e aici. Când te apropii de momentul exploziei inițiale, timpul este extraordinar de comprimat. Toate fenomenele care s-au întâmplat la explozia inițială, la Big Bang, pe care le vom urmări imediat, ne dau comprimări. Deci, genomul Universului e o etapă. Dar este încadrat în genomul Universului este acest Big Bang. L-ați văzut când vi l-am arătat. Printre interacțiile slabe, interacțiile tari, gravitație, electromagnetism. Știți ce înseamnă asta? Înseamnă un fenomen ciclic. Universul se reface în permanență. Pe de o parte am Big Bang, pe de altă parte am geneza altor universuri. Dilatarea spațiului ne schimbă noțiunea timpului. Apar alte în universul simultan. Big Crunch înseamnă din gaura neagră să te duci într-o gaură albă, din care apar din nou alte universuri. Vedeți? Când mă uitam, copil fiind, către cer și vedeam cerul, vedeam galaxiile, vedeam galactee, vedeam aceste colosale transformări. Pe atunci nu înțelegeam nimic. E, acum s-a schimbat situația. E fantastic. E fenomenal. E incredibil. Universul crește. A crescut în multe, multe generații și etape, prin nenumărate fenomene, până când a ajuns la noi. Dacă întrebi un om ce prețuiește mai mult, o bucată de piatră sau o bucată de aur, el va spune că prețuiește aurul. Piatra conține mai multă informație decât aurul, că este mai diversă. Dacă îl întrebi ce prețuiește mai mult, un rahat de câine sau o bucată de aur, îl va prețui aurul. Rahatul de câine conține mult mai multă informație, imens mai multă informație, pentru care istoria dezvoltării și a chimismului și a tot ce s-a întâmplat în celulele și metabolismul animalului. Și ca să fie treaba clară, vă mai arăt un singur lucru. Ceva foarte drăguț. Sunt niște rahați de dinozaur, coproliții. Nimic fascinant, nu? Uitați-vă ce frumuseți găsim aici din cauza acestor informații conținute. Priviți, vă rog, coproliții, da, dinozauri. Dacă v-aș întreba acum ce prețuiți mai mult,
informația genetică păstrată în piatră și pe care o vedem în aceste extraordinare bijuterii, ia priviți. Sau bucata de aur care este ternă și nu ne dă nimic. Trebuie să învățăm să ne schimbăm percepțiile și înțelegerea. Priviți, vă rog, ce e înăuntru. Trebuie să învățăm să gândim. Fără gândire nu ajungem nicăieri. Nu putem. Suntem terminați. Fără gândire vedeți? Lucrurile încep să devină limpezi dacă ne schimbăm punctul de vedere și modul de percepție. Și nu ne mai uităm doar la vârful nasului. Nu merită. Vă cheltuiți viața degeaba. Nu înțelegeți nimic. Nu știu, nu învățați să vă bucurați de ceea ce aveți în preajmă. Din cauza asta distrugem planeta. Sper să scăpăm și de prostie în curând, pentru că Dumnezeu există și ne inspiră și ne dă la toți această cale de acces la infinitate.